proiectul MedPark 2.0, care, iar centrul de medicină fetală, maternă-fetală din această instituție este acum mai mult decât o maternitate. Alături de mine este doamna dr. Corina Cardadiuc, medică obstetrician ginecolog, doctor în științe medicale și manager obstetrică și ginecologie, și domnul dr. Daniel Cosma, care este medic neonatolog, reanimatolog și manager neonatologie MedPark. Domnule Cosma, rămăsesem până la publicitate să vorbim despre ce se întâmplă la nivel de sală de nașteri și venirea pe lumea unui copilaș atunci când este o naștere prematură și cât de mult vă implică ca și echipă medicală cu acțiuni atunci, acolo, în sala de nașteri. Deci nașterea prematură se consideră nașterea până la 37 de săptămâni de gestație și cu cât copilul este mai prematur, cu atât mai puțin el poate face față vieții extrauterine. Și atunci rolul nostru este de a substitui sau a mima toate condițiile pe care le avea copilul intrauterin ca să-i reușească o dezvoltare normală. Îngrijirea este complexă, practic toate organele și sistemele au nevoie de susținerea noastră, începând cu cel mai simplu menținerea temperaturii, alimentație, deja problemele respiratorii, corejăm problemele respiratorii, probleme cardiace, le corejăm cele cardiace, deci toate sistemele necesită un pic de ajutor și cu cât termenul este mai mic, cu atât implicarea noastră necesită a fi mai mare și durata mai lungă de îngrijire, desigur. Apropo, un copil prematur este și rezultatul muncii obstetricienilor și atunci această cale pe parcursul sarcinii este parcursă de toți împreună. Obstetricieni, specialiști conexi, medici neonatologi care se implică cu noi atunci când menajăm o sarcină și calculăm acele riscuri pentru mamă și pentru copil și momentul când noi naștem, dacă nu este vorba despre o naștere care se declanșează spontan, bineînțeles, și atunci nu mai poți să o oprești. Deci când este o urgență propriu-zis și deja. Cu siguranță, când este o urgență, nu mai poți decât să asiști această naștere și să-ți faci treaba împreună cu medicii, cu colegii neonatologi alături. Dar atunci când pornim într-o sarcină mai complexă, putem cumva să o și menajăm dacă facem un plan de acțiuni pentru asta. Deci noi avem echipe bine stabilite, deci noi le-am format anul trecut și ele deja activează cu succes. Deci nu avem nicio necesitate să căutăm acei specialiști de care avem nevoie în caz de o sarcină complicată pe fundal de un diabet, de exemplu, sau o hipertensiune arterială sau o patologie cardiacă. De ce nu o cardiochirurgie, o operație pe inimă la acea gravidă în antecedente, fie în copilărie, în adolescență, nu contează când. Aceste pacienți necesită o abordare a mai multor specialiști și atunci s-au format aceste echipe care sunt fixe, fiecare medic își cunoaște rolul și atunci când o gravidă este stabilită la evidență în cadrul Centrului de Medicină Materno-Fetală MedPark, ea din start este preluată de către echipa deja formată. De la bun început se stabilește acel plan de vizite și pe parcurs sunt implicați spre sfârșitul sarcinii și medicii neonatologi cu care noi echilibrăm acel moment al nașterii, medicii anesteziologi, cardiologi, cardiochirurgi, endocrinologi, toți sunt sub același acoperiș. Deci, practic, acest centru, el include și integrează toate serviciile de care este nevoie pentru a asista, pentru a monitoriza această sarcină și pentru a asista o naștere și pentru a acorda ajutor atât mamei cât și copiilor până la externare. Se reușește a fi cu mâna pe puls, să zic așa, 24 din 24? Se reușește, luând în considerație și complexitatea cazurilor care crește în continuu. La noi, în cadrul Centrului de Medicină Materno-Fetală MedPark, astăzi sunt două linii de gardă obstetrică pentru a asigura asistența necesară în caz de urgențe majore și în caz de aceste complicații. Deci sunt doi medici obstetricieni care sunt 24 de ore în serviciu de urgență, plus acei medici încă mulți la număr, care sunt prezenți practic toată ziua până seara târziu în spital
și plus medicii neonatologi care sunt alături de noi 24 de ore din 24. Ne mai vorbim deja și de serviciu ATI, de laborator, de serviciu cardiologie, medicină de urgență și toate celelalte specialități care sunt gata să intervină și să ne ajute atunci când este nevoie. Domnule Cosma, greutatea celui mai mic copilaș pe care l-ați primit în naștere la Medpark? Dacă nu mă înșală memoria, cred că 1,6 kg. 1,6 kg. Astăzi este bine, mersi, da? A participat și la operație. Și la urgență majoră, a fost o decolare de placentă. Da. Urgență. Da, era urgență majoră și a participat împreună cu echipa obstetricală chiar la operație ca să-i ajute, pentru că erau presați de timp. Da, sigur. Foarte tare. Deja. Doamna Cardaniuc, planuri de viitor. Haideți! Unde? Suntem foarte ambițioși, avem planuri grandioase, deci într-adevăr, scopul direct este să dezvoltăm diagnosticul prenatal invaziv. Vorbim despre diagnosticul afecțiunilor în timpul vieții intrauterine acestor copilași și să implementăm și metodele de tratament. Deci vom începe, într-adevăr, vom începe cu amniocenteză, biopsie de corion, ceea ce nu este o noutate pentru Republica Moldova, dar vom începe cordocenteza, ceea ce va fi premieră pentru țara noastră, pentru că este direct abordarea vaselor din cordonul umbilical, de unde se va recolta sânge pentru careva analize și unde se va administra și sânge sau medicamente la necesitate. Vom implementa, și asta este pentru planul, următoarele câteva luni. Este foarte aproape că vom începe. Este vorba despre tratamentul sarcinilor gemelare monocorionice atunci când există anastomoze în placentă, ceea ce afectează ambii copilași, pentru că unul fură, altul cedează și sunt ambii pentru risc și vom face aceste coagulări de anastomoze vasculare în placentă. Deci este o terapie intrauterină cu laser. În plus, vom începe și transfuziile intrauterine pentru acești copii cu anemie în caz de izoimunizare sau incompatibilitate imunologică pe factor RH sau, mă rog, hidropsuri non-imune, copiii afectați de anemie. Astea sunt primii pași pe care noi intenționăm să-i începem deja în câteva luni de zile. Conlucrăm și colaborăm foarte strâns cu clinica Regina Maria, cu maternitatea Regina Maria de la București, care de fapt ne și învață, ne-au învățat ce să facem, cum să facem și ne vin în ajutor cu sfaturi. Vă coordonează, vă ajută absolut, cu recomandări. Și sunt foarte deschiși spre colaborare. De la ei învățăm, am învățat. Și Doamne ajută să fie. Ne țineți și pe noi la curent, astfel încât cu adevărat când vor fi realizate aceste scopuri, să fim și noi acolo, să știm și noi, și noi și toată lumea. Siguranță. Mulțumesc tare mult, succese mare în tot ce faceți și neapărat să ne revedem aici sănătoși pe canapea, la Fi Sănătos, să vorbim despre noi lucruri utile și frumoase în domeniul de obstetrică, ginecologie și neonatologie.